Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, partea a doua pentru cei cu planete în balanță. Partea a doua în care vorbim despre voi și altă persoană, relații, vedem ce apare. Deja a sărit regele de bâte, în poziție. Oblică. Acum rămâne de văzut dacă este vreo transformare, pentru că regele de bâte poate să fie un cuceritor. Când e cuceritor. Deci folosește șarmul, pasiunea, ca să cucerească. Sunt curioasă cum vor apare cărțile și dacă regele de bâte în acest context este deja într-o transformare și își dorește să devină un om asumat, o persoană asumată care protejează, da? Are pasiune, dar pasiunea o folosește într-un mod creativ și ca să-și protejeze apropiații. La capătul setului de cărți văd o persoană care într-un fel sau altul vă vindecă emoțional, steaua și nouă de cupe. Evident că steaua poate să spună că persoana respectivă este și publică, dar trecând pe că nu-ți avea tot să de-a face cu o persoană publică, însă persoana aceasta într-un fel sau altul vă vindecă, vă este predestinată, vă aduce multe emoții, dar steaua și nouă de cupe. Și amândouă și nouă de cupe înseamnă stea. Vă dă credință, vă ajută să vă conectați la spiritualitate, la destinul vostru. Însă apare un blocaj, 9 de monede. În această fericire, în această întâlnire cu sufletul vostru, predestinat, da, destinat, apare un blocaj. În această întâlnire, posibil pentru unii un semn de pământ să fie blocajul, posibil unul, cel puțin unul dintre voi, pentru că a existat un potențial triunghi amoros, cel puțin și triunghi poate să fie și prietenii. Al treilea personaj să reprezinte prieteni, hobby-uri, da? Activități, joburi, dar neapărat a treia persoană, dar variază. Da? Pentru că cel puțin unul dintre voi a trebuit să aleagă, în cazul în care nu este un semn de pământ între voi, cel puțin unul dintre voi a trebuit să aleagă, să-și echilibreze viața și să aleagă ce? Creșterea, stabilitatea și mai ales creșterea spirituală. Se dorește într-adevăr o împăcare, o comunicare practică, creativă, însă există un oarecare conflict. Iar a apărut. Bănuiesc că, nu știu, de ce din partea voastră, cred, a unora dintre voi, o fi din partea lor, poate unii aveți niște conflicte. Aha! Dacă, într-adevăr, există un semn de pământ care se pune, oarecum am zis, vă blochează, nu e obligatoriu, dar pentru unii poate să fie. E rar să fie. Înțelegeți că pentru unii, nu pentru toți. Da? Există conflicte cu un semn de pământ. Care conflicte? Ia uite. Valetul și care insistă să se împace cu voi, eventual, într-un mod obsedant, devine toxic și apare separare, apare turnul. Da? Apare turnul. Pentru că unii dintre voi doriți să manifestați altceva, creștere spirituală, colaborare, eventual legături telepatice, emoționale, profunde, da? Nu toxice, nu obsedante. Pentru alții, acest conflict poate să țină de refacerea. Conflictul să fie aproape obsedant, da? Să fie dorința voastră sau a lor sau a voastră de a reface acest turn. Și valetul și cavalerul de monede participă practic la reconstrucția turnului, adică a relației, a separării dintre voi și o persoană foarte apropiată sufletului vostru. Foarte apropiată, comunicați telepatic, simțiți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață. Dacă voi credeți în alte vieți, credeți. Dacă nu, posibil nici nu înțelegeți de ce simțiți atât de profund față de persoana respectivă. Îi citiți sufletul în momentul în care vă uitați la ea. Și persoana la fel. Vă simte sufletul. Da? Vă doriți colaborare. Vă doriți echilibru. Aici sunteți voi și Marea Preoteasă. Și cine știe zodiile poate să priceapă. Știu pe cineva care e în acest context. Da? Și vă doriți această relație cu flacăra voastră geamănă sau cu sufletul vostru darmic, pereche, da, suflet pereche, darmic, da, la care visați. Visați la un nou început în care aveți abundență, în care iar apare schimbarea, da? Schimbarea, luptați, munciți pentru această atracție, vreți să manifestați, vreți să aveți victorie și să nu mai fugiți. Unii dintre voi sau, în fine,
Da, regina de cupe, apare și ea. Există o situație în viața unora. Asta a fost un scurt mesaj. Să vedem dacă ce apare acum la relații are legătură cu ce am transmis mai devreme. Are legătură cu, iar văd regina de cupe, dragoste față de voi, ca să vină și acest personaj în viața voastră. Ia uite, regina de cupe plânge? Sau voi după ea, sau ea după voi? Sau pur și simplu, cineva plânge, regretă. Regretă ceva. Balanță, relații. Acum cu cine rezonează, o să vedem. Ah, ce soare vine. Până acum erau norișori. Când am început, etalarea au fost nori, acum vine soarele. Înseamnă că o să fiți fericiți. Lăsați în urmă grijile. Energia comună. Vindecare, am zis. Două cărți. Vindecare. După o perioadă de tăcere, după regrete, după răni, da? După trei de spade, după ce învățați să iertați, cum a apărut la prima etalare, da? Mai bine așa. Și, ce am zis, am vorbit de vindecare, cavalerul de cupe. Posibil există cineva, semn de apă sau cu planete, nu neapărat semn de apă, cu planete în semne de apă, care se manifestă ca un vindecător, apare consilierul, v-a apărut... Ia uite și aici, consilierul, cineva care vă poate consilia în acest proces de vindecare. Sau voi pe ei, sau ei pe voi, da? Cavalerul de cupe. Cavalerul vine și el cu mesaje, mult mai complexă decât valetul. Valeți, în general, sunt mai imaturi, da? Cavalerul deja tinde către o altă poziție. Regina, rege, da? Cavalerii sunt protectorii regilor, da? Interesant. La capătul setului de cărți, stagnări. Stagnarea are loc ca să vă vindecați, ori voi, ori ei, ori amândoi, și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți că trebuie să vă temperați cu un scop, ca să creșteți spiritual. Eventual să vedeți că sunteți puternici în situații în care n-ați crezut că sunteți puternici. Unul dintre voi s-a detașat emoțional, celălalt a devenit defensiv și au apărut conflictele. Posibil aveți conflicte și acasă unii dintre voi. Și trebuie să alegeți acest suflet pereche. Flacără geamănă, suflet darmic, nu zic musai, da? Cu care puteți avea victorie, cu care puteți să mergeți mai departe și să manifestați acest as de cupe care a apărut și la prima etalare. Drăguț! Hai să vedem ce simte balanța pentru o persoană. Dar o fie ce? A, nu a picat. Ce simte balanța? Vreți să fugiți de ceva? N-aveți încredere. O să clarific. Ia uite, conflicte interioare. Din cauza că cineva s-a detașat emoțional. Iar este un dezechilibru care trebuie echilibrat, evident. Doi de monede. Trebuie să alegeți. Lăsați situația așa sau oferiți această cupă cuiva. Și mergeți mai departe, și mergeți mai departe, adică schimbați energia. Și echilibrați, justiția, o situație tristă. Cineva trebuie să ofere această cupă, da? Că tot a apărut la energia generală. O cupă care trebuie oferită. Trebuie echilibrată iar situația, altfel rămâneți în confuzii. Trebuie echilibrată situația. În momentul în care echilibrați și oferiți cui merită, aveți creștere, aveți întâlnire cu sufletul pereche și vindecare și intrați într-un alt ciclu de viață. Ce frumos! Voi, po, un semn de apă. Și la mijloc e într-adevăr un semn de pământ pentru unii. O să clarific ce înseamnă acest șapte de spade. O să clarific. Ce simt ei pentru voi?
astfel este normal să apară acest 7 de spade, acest strateg, cineva care face și jocuri mentale, da? Fuge ca să atragă atenția sau fuge de emoții, cum am zis la rechin, ascultați și prima parte, pentru că a fost rănit, pentru că n-are încredere în dragoste, sunt multe motive. Ce simte persoana pentru voi, cealaltă persoană? Acum să vedem despre cine vorbim, despre noua, vechea persoană, despre mama, tata. Ce simte cealaltă persoană despre balanță, sunt multe. Ce simte? Cavalerul de cupe poate să însemne și iertare. S-a apărut iertare, da? A apărut iertarea. Lucrurile sunt mai profunde. Trebuie să vă conectați la spiritualitate. Ia uite. În legătură cu voi, valetul de spade. Persoana aceasta se simte oarecum singură. Se simte părăsită. Neapărat singură. Se simte părăsită de voi. Simte că dacă nu vă conectați la spiritualitate, că asta face și aici, voi ar trebui să fiți. Că e semn de aer. Dacă voi nu vă conectați la spiritualitate și nu vă vindecați, lucrurile rămân în tăcere, în frig, în ceață. Și vă veți manifesta ca un cuplu cu probleme. Simte că trebuie să decideți. Ce simte despre voi? Simte că trebuie să decideți. Între a lăsa, a alege băta victorioasă, a alege partenerul care vă duce către victorie, nu partenerul care vă ține pe loc, e o bătă care stă pe loc, da? Trebuie să alegeți, că vorbim despre ce simte despre voi. Simte că trebuie să lăsați în urmă cupele goale, să mergeți către 9 de cupe, către satisfacții interioare, ca să puteți manifesta abundență împreună. Ei simt că puteți fi fericiți împreună, da? Dar pentru asta e nevoie de răbdare și vindecare. Și muncă, evident. Să clarificăm. Clarificăm 7 de spade. De ce apare ca 7 de spade în poziția balanței? Oh, 10 de cupe, fantastic! Iar spade, iar apă, da? Energia generală. Iar spade, iar apă. Vreți unii dintre voi să fugiți în secret către această fericire, către acest ideal, da? Către această, către acest I love you, către această singurul lucru real, ce este? Dragostea, și este și aici un curcubeu, da? Ia uite. Tot așa, un cuplu. Vreți să fiți un cuplu fericit. Dar, o să clarific și asta. Dacă fugiți de fericire sau fugiți către fericire, în continuare lucrurile stagnează în această situație, în acest ideal, în acest potențial, lucrurile stagnează și din cauza că stagnează devin toxice. Obsedant, cineva își dorește totuși comunicarea și colaborare. Obsedant. Așteaptă. Se așteaptă. Amândoi așteptați, dar deocamdată nu comunicați. Puf! Mamă, și când vreți să... Când vreți? Totuși, în momentul în care vă detașați de emoțiile negative, de experiențele negative și aveți curajul să mergeți, ca să înseamnă, da? Să mergeți. Pe niște emoții. În această lume de apă, da? Dar către direcții pozitive, atunci veți putea manifesta spor, stabilitate, creștere spirituală, adevăr și cuplu ideal. Dacă mergeți către 10 de cupe, dacă mergeți, chiar dacă fugiți de ceva și fugiți către fericire, e dreptul vostru. Da. Clarificăm 5 de monede, persoana părăsită sau persoana... Bine, cred că... Nu pot eu să zic acum tot. Ce era asta?
Da, ce am zis mai devreme, trebuie să alegeți. Ce simt? Simt că și ei și voi trebuie să alegeți, să vă faceți planuri de viitor. Dar uneori, ia uite, lucruri secrete, Marea Preoteasă, Peștrac Scorpion, ambele, Peștrac Scorpion, persoana independentă, singură, uf, rănită, ca și voi. Ca și voi, acest personaj este la fel de rănit ca și voi, însă amândoi trebuie să renunțați la aceste situații dramatice și să mergeți cu victorie către renaștere. Voastră separată și a situației. Iertare, asta înseamnă iertare. Să faceți o judecată, că voi sunteți balanță și gândiți, judecați. Da? Teoretic, așa ar trebui, da? Judecați înțelept. Unde era? Oricum, ascultați-vă intuiția, dacă cum arată, ascultați-vă intuiția, eliberați-vă de frici. Puf! Da? Ca să puteți manifesta un nou început, aproape magic. Dintre toate opțiunile să alegeți. Da, de cineva trebuie să vă separați, e clar, că va trebui să vă separați, să alegeți, na, așa se întâmplă. Dar alegeți, dragii mei, fericirea. Situații complicate, secrete, misterioase. E o legătură foarte profundă emoțională. Asta oricine poate să vă spună. Nu doar eu. Mai ascultați și voi astrologie. Nu fiți așa analitici. Unii. Unii sunteți deschiși, dar alții nu sunteți. Dar sunt niște frici. E o frică de necunoscut, am înțeles. E o frică de necunoscut în această poveste. Și necunoscutul ce este? Este această fericire, tocmai pentru că n-ați simțit-o. N-ați mai simțit această dragoste? Da? N-ați mai simțit această dragoste. E o frică de necunoscut. Clarificăm în continuare. Ce face? Fuge de dragoste sau se duce către dragoste? Balanța. Oh, 10 de cupe, 10 de monede. Iar, repet, unii sunteți între un semn de apă și un semn de pământ. Unii ați fost într-o relație de lungă durată sau de familie care v-a adus abundență sau unii a stat pentru bani. Da? Pentru așa zisa stabilitate. Și aveți aici potențial de dragoste adevărată. Alții, în momentul în care, într-adevăr, vă faceți o strategie, că asta este și cartea strategului. Dacă până acum ați fugit, vreți să mergeți, da? Teoretic așa ar fi, să vă furișați în brațele fericirii și acolo veți putea găsi abundență. Chiar dacă ați avut-o în altă parte, acolo chiar va fi și fericire și abundență. 10-10. 10-10, a, interesant, 10-10, 20, 20 nu înseamnă lumea, lumea înseamnă o nouă lume. Interesant, o nouă lume. Dar trebuie vindecare, trebuie... Oh, Doamne, ce cărți superbe! Vindecare, conectare la spiritualitate și cu răbdare puteți manifesta o relație, această legătură spirituală clară. O relație foarte profundă, spirituală, care vă vindecă și dacă unul a fost mai cavaler, mai jucăuș, înțelegeți unde vreau să bat, da? Învățați să vă echilibrați și să vă temperați și să creșteți spiritual, e luna august, iar poate în această lună august să creșteți spiritual mai mult și să vedeți că puteți fi puternici, wow! Cu această regină de cupe, cu această stea, personaj care vă vindecă emoțional. Și aici sunteți voi, regina de spade. Puf! Sunteți și voi supărați. Și ei și voi. Dar aveți fericire. Puteți fi fericiți împreună. Wow, ce frumoase cărți! Hai să vedem la ei. Mai dăm o carte. De ce sunt ei? Cine acest personaj? 10. Nu, 5 de monede și 2 de bâte. Wow, împăratul. Ce simt ei despre voi? Că vă controlați prea mult, că încercați să aveți controlul. Și așa este. Dacă până acum nu ați comunicat, i-ați lăsat în ceață și n-ați putut să decideți, ați fost între două
direcții, două bâte, unii dintre voi, și am zis direcții, nu neapărat personaje, simt că voi vreți să dețineți controlul. Pe de altă parte, mai este și o altă interpretare cu atâtea cărți frumoase în partea voastră. Simt că sunteți perechea lor, lor divină, da? Împăratul. Simt că vreți să dominați. Mai e și un alt înțeles, da? Simt că vreți să dominați. Ah, ce frumos! Da? Împăratul și împărăteasa, am zis. Simt că sunteți perechea lor divină. Dar trebuie să alegeți. Ce frumos! Ah, ce frumos, da? Simt că... Ah, da, mersi, Doamne, ce mesaj! Dacă alegeți steagul vindecător, reușiți să țineți acest glob în mână cum ține împăratul. Reușiți să deveniți împărat și împărătese împreună. Altfel, rămâneți cu steagul, personajul care nu vă duce către nicio victorie, către nicio expansiune, nici de minte, nici spirituală, nici emoțională, nici profesională. Unii dintre voi, da? În momentul în care alegeți acest steag victorios, vă apropiați, da? Amândoi. Dar amândoi au un glob, vă apropiați de acest potențial și doar dacă îi alegeți, evident, pe ei. Da? Și asta înseamnă să se ofere acest început și să se iasă din tipare, din tradiții, dintr-un mental negativ, din blocaje negative. Din arc, asta este și cartea relațiilor karmice pentru mine. Să ieșiți, că e un cerc vicios, cum am zis și la prima etalare, ieșiți din cercul vicios și intrați în cercul magic, al celor care manifestă. Și asta se face cu un gest de împăcare, de iertare, a apărut cavalerul de cupe, apare și valetul de cupe și manifestați un nou început balanțelor, da? Balanțelor, voi. Dreptatea divină se face prin voi în viața voastră, dacă când faceți acest lucru și mergeți mai departe. Către ce? Către iar apare. Voi, plin de pasiune și de emoții. Și vă eliberați de griji și vă găsiți valoarea și perechea. Wow, ce cărți frumoase! Vedem. Ce ar trebui să facă balanțele în această situație? Ia uite ce a apărut. Aici sunteți voi, da, mersi de mesaj. Sunteți voi, semn de aer. Să vă vindecați, că asta înseamnă energia generală, da? Vindecare, conectare la spiritualitate, la îngeri, la spiritualitate, religie, la tradiții, dar profund înțelese, nu fixiste, gen 4 de bâte, nu, că vai, nu mă despar, că este păcat. Păi, mai mare păcatul este să stai lângă cineva lângă care nu poți fi fericit sau fericită, lângă care nu te poți dezvolta, decât să fii lângă cineva care te crește, da? Ăsta este sfatul, ce trebuie să faceți voi, să manifestați adevăr. Vorbiți puțin, dar adevărat. Aveți calm, aveți temperanță, înțelepciune, eventual să vă duceți să comunicați cu cineva. Toate trei persoanele sunt de autoritate, înțelepte, să deveniți acest personaj, eventual. Și ca să deveniți, pentru că apare consiliere, dragii mei, învățați să comunicați cu cei care vă inspiră. Am zis she loves. Unde ești? Da? Unde e she loves? A fost la început, partea întâi, da? She loves. Am zis să spargeți tiparele, breaking, să ieșiți din relațiile karmice, ring, din cercurile karmice și să manifestați această pasiune, acest foc creator și lăsați-vă conduși de energia feminină. Eventual ascultați și prima parte. Măi, ce cărți! Fantastic! Păi da, nu mai manifestați această energie, da? Care n-are încredere, care se fofilează, care ba fuge, ba se întoarce, ba creează strategii, ba n-are încredere. Se pare că ceilalți îl mint doar pentru că toată lumea minte doar pentru că a fost mințit cândva. Nu se poate. Și din cauza asta începe să și practice diferite strategii. Unii, evident, nu toată lumea. Nu vă acuz de nimic, dragii mei. Nu vă acuz de nimic. Doar că uneori e prea mult soare. Și din cauza că că e prea mult soare, nu vedeți. E prea multă... Da, interesant.
Trebuie să aveți răbdare. O, 7 de monede care a apărut și aici. 7 de pământ. Răbdare ca să vă transformați. Am zis, într-o direcție spirituală, e o textură, este un univers, da? E o lume. Un inel. Inelul magic. Inel. Iar, am zis mai devreme la prima parte, dacă până acum 7 luni, 7 ani nu s-a manifestat această nouă dragoste, acest nou potențial, în momentul în care îl primiți, pentru că vă vindecați și vă deschideți sufletul, va apare și transformarea. Ia uite. Puf, personajul acesta ori vă transformă, da. Într-un fel sau altul, dar întâlnirea cu acest personaj vă transformă viața. Și mergeți, mergeți către valetul de monede, cu pași mici, către colaborare, creștere, mura. Așa fi cu minte, draga mami. Așa și către perechea voastră. Ideală, perfectă. Wow! Moarte și reînviere, renaștere. Uf. Ce a trebuit să facă persoana asta? Deocamdată sunteți supărați. N-am. Și unul dintre voi trebuie să ofere această cupă a iertării și a împăcării, eventual. Ah, ia uite, da? Am zis? 4, 3. Da? Să oferiți această cupă, asul de cupe, pasiunea și să vă întâlniți, să vă bucurați unul de celălalt. Apare într-adevăr. Ca a fost și a treia persoană pentru unii, nu pentru toată lumea. Ah, ce mă deranjează. În fine. Da. Puteți avea o nouă lume, un nou început. Dar, hai să vedem. Ce trebuie să facă persoana numărul 2? Dacă vreți să fiți voi în partea cealaltă, sunteți liberi. Mie că dacă opresc, chiar se decalează sunetul, așa că nu știu cum să stau. Să stau așa? Stau așa. Ce ar trebui să facă personajul numărul 2? Să se echilibreze. A zis să se echilibreze. Să aibă răbdare în această situație foarte atractivă cu voi, dar unul dintre voi trebuie să, adică, da. Dacă situația este atractivă la un moment dat, trebuie să devină mult mai practică, creativă, pasională. Probabil că ei au și niște probleme, probleme financiare, da? Ei au și niște probleme financiare, trecând peste faptul că, da, au niște probleme și de sănătate și financiare. Și aici este, trebuie să, în primul, dacă e vorba doar de viața lor personală, să se echilibreze financiar, că au 5 de monede și 2 de monede. Și să aleagă acest împărat. Să aleagă și ei, trebuie, dacă le faceți lor oferta, teoretic ar trebui să vă aleagă și pe voi. Pentru că voi împreună, dați în urmă, sunteți puternici. Dar asta înseamnă să se echilibreze financiar și energetic, pentru că au un consum energetic, să-și regăsească încrederea în ei, atractivitatea, magia, creativitatea, să manifeste ce e mai frumos, ce e mai spectaculos. Că regina de bâte este spectaculoasă, să manifeste ce e mai spectaculos. Ia, uite ce frumos, regele de bâte. Și o perioadă vor fi și ei mai precauți, dar dacă le oferiți acest început, da, asul de monede, puteți fi împreună cei mai frumoși, da? Dar pentru asta trebuie să se vindece și ei de 3 de spade, de răni și să renască. Să renască. Au și ei o problemă de rezolvat. Mai dăm o carte, că balanțele au avut 3. Mai dăm o carte și pentru... A, ce frumos! Asul de bâte! În primul rând să se manifeste creativ.
Astea sunt, bătele sunt foarte creative, ca și cupele. Însă, cupele vindecă, e o creativitate care vindecă. Bătele este un chef de viață, vitalitate. Da, aici este. Cred că și ei au o oarecare neîncredere. În această perioadă în care nu ați comunicat, s-a creat o oarecare neîncredere și trebuie și ei să aleagă. Interesant, foarte interesant și la ei. Dacă ar fi să ne ocupăm doar de energia lor și ei trebuie să aleagă între a lăsa în urmă situațiile prin care ați trecut sau au trecut separat sau au trecut împreună, să vă iertați unul pe celălalt și să mergeți către stabilitate, că asta înseamnă, da? Voi aveți 10 de cupe și 10 de monede, ei au acest împărat care înseamnă stabilitate, da? Să se împământenească eventual. Să-și creeze ei un nou univers cu voi dacă le faceți această ofertă. Și iar ce trebuie să facă? Iar să se echilibreze financiar, să ia, nu știu, să manifeste un proiect creativ care duce către succes într-un fel sau altul. Ca să vă echilibrați energiile. Ha. O, da, și să-și asume această fericire. Eventual unii dintre ei să-și asume această fericire. Așa am simțit mesajul. Și iar, să vindece în secret, în secret, în tăcere, nu secret, scuze. În tăcere trebuie să vindece această inimă. Și au inima frântă. Și poate nu neapărat din cauza voastră, din cauza altor personaje în viața lor. Și să renască către victorie. Ia uite. Să-și depășească fricile, că ăsta este erou. Uneori așa îl văd ca pe un erou. Să-și depășească fricile și să ia de la început, într-o nouă direcție, că a apărut doi de bâte, da? Să lupte pentru stabilitatea lor. A, să lupte pentru stabilitatea lor și pentru cine îi susține în această nouă direcție? Bine, evident că ar fi voi. Posibil, unii dintre ei trebuie să aleagă alt mesaj. Unii dintre ei trebuie să, pentru că nu prea văd spade aici. Posibil că și ei au în viața lor personală un semn de foc și un semn de pământ și trebuie să aleagă. Dar trecem peste asta. Ce vă blochează? Mamă, cât am vorbit repede, repede. Ce vă blochează? Nu și-am zis că fac mai scurt. Balanțelor, mă țineți de vorbă. 4 de. De ce? 4 de bâte. Niște situații acasă? Clarificăm. O dezamăgire în legătură. Dezamăgirea asta. În legătură cu flacăra geamului. Sau ori o dezamăgire acasă, pentru unii. Acasă poate să însemne și familia din care vă trageți. Ori, pentru că simt că aveți de-a face totuși cu un suflet pereche. Da? Acesta cu I love you, cu new love, dacă ați văzut prima etalare. Dezamăgirea asta care, ia uite. A fost un triunghi amoros la un moment dat. Dezamăgirea asta încă vă blochează. Clarificăm. Transformarea. Încă nu s-a produs transformarea. A apărut la ce mai mult? Cred că și la rac a apărut ceva asemănător, o transformare, da? Trebuie să vă iertați, să vă transformați ca să ajungeți la această flacără geamănă, suflet, pereche, darmic, fericire maximă. Aici este. Și ce vă susține? Ce vă susține balanțelor, iar mă țineți de vorbă. Mai, mai, mai. Sau eu vă țin pe voi. Ce vă susține? Să manifestați. În momentul în care manifestați ceea ce v-ați propus, evident, manifestați transformarea, vindecarea, dați în urmă, patru de spade, împăcarea, cavalerul de cupe, transformarea, moartea, da?
Manifestați magicianul. Aveți toate resursele, și unul și celălalt. Puteți manifesta și să luptați, aveți puterea să luptați cu vecinii, cu bârfele, cu concurența, cu cei care, prietenii care spun a, că nu-i potrivit pentru tine sau nu-i potrivită. Până la urmă, nimeni nu știe, teoretic, deși în faza de început, oamenii imaturi și aleg parteneri în funcție de părerea prietenilor. Și atunci se întreabă de ce la un moment dat prietenii se uită la partenerul, partenera lor. Păi la ce ți-a păsat ție? Cum este văzut sau văzută de prieteni? Nu. Mai ales dacă nu-s prieteni de calitate, că sunt foarte mulți prieteni care nu-s de calitate. Sau ieșiți din conflicte și manifestați, aveți curajul să manifestați, să mergeți mai departe, să ieșiți și din stagnări și din trădări, din cercurile vicioase și am zis cercuri vicioase, cerc 10, da? Cerc vicios, cerc dureros. A apărut, da? Multe dureri au fost și în viața voastră și în viața lor și să manifestați cercul magic. Intrați în cercul magic. Și iar apare lumea, iar apare cerc, da? Ce înseamnă lumea? Cineva care se naște, iese din burtică într-o altă lume, da? Prin cerc. Ia uite ce frumos, către stea, către vindecare, către destinul vostru. Aici este. Și ce lăsați în urmă? Stagnările, așteptările, triunghiurile. Da. Cam asta e talarea în sfârșit. Vă pup, pa, 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 pa.